Reprezentanții Crucii Roșii, filiala Călăraș, s-au aflat în prima linie în perioada pandemiei provocate de noul COVID-19. Zi de zi s-au aflat în contact cu oamenii, distribuind ajutoare sau mergând la cumpărături pentru categoriile de persoane aflate la risc. Pentru a afla cum au trecut prin starea de urgență voluntarii, dar și colaboratorii Crucii Roșii, am stat de vorbă cu Aura Giurcă, director Crucea Roșie, filiala Călăraș. S-a încheiat situația de urgență, România a trecut printr-o perioadă foarte grea. Cum ați trecut dumneavoastră cei de la Crucea Roșie prin perioada asta de pandemie? Cu multă muncă și multă alergătură. Suntem obosiți, dar încă mai putem. Mai putem un pic. Când nu mai pot, mai putem un pic. Ați avut foarte multe ajutoare de distribuit. Puteți să ne dați câteva exemple? Am primit, într-adevăr, foarte multe ajutoare și de la oameni din Călăraș, de la firme din Călăraș, dar majoritatea de la sediul central al Crucii Roșii Române. Am primit foarte multe mezeluri de la Fundația Pretrește Viața, am primit donații de Coca-Cola, apă plată, Pepsi, grănini, alimente neperisabile, care astea sunt de aur pentru noi în perioada asta și nu numai în perioada asta, tot timpul anului. Am primit foarte multe materiale, combinezoane, măști, mănuși, substanțe biocide de dezinfecție a mâinilor și a suprafețelor, pe care în rândul nostru le-am donat spitalelor sau instituțiilor care au fost în prima linie, așa cum au venit indicațiile de la donator. Să înțeleg că ați avut activitate în fiecare zi. Da. Acum că am ieșit un pic din starea de urgență și am intrat în starea de alertă, activitatea s-a liniștit un pic sau o țineți în același ritmă? Nu, s-a terminat cu alergătura, pentru că noi în perioada asta am făcut cumpărături pentru persoanele peste 65 de ani, dar acum ne-am apucat de cursuri. Adică noi de-abia așteptam să se termine cu starea de urgență și de alertă, pentru că filialele de Cruce Roșie, în principala lor sursă de venit sunt cursurile. Și neputând să ținem aceste cursuri, nici de prim ajutor, nici de igienă, nici de nimic, e greu cu bănuțul. Și acum ne-am reapucat de cursuri. De când ați reluat cursurile? Și ce cursurile ați reluat? Păi avem pe rol deja două grupe de infirmiere pe județul Călăraș, avem două grupe de infirmiere pe județul Mureș, avem asistent personal al persoanei cu handicap grav pe județul Vâlcea, avem îngrijitor bătrân la domiciliu pe județul Brașov, ei fac sub autorizația noastră, prin Crucea Roșie de acolo. Mai avem la Călăraș brancardierii, mai avem cursurile de noțiuni fundamentale de igienă și prim ajutor. Candidații erau înscriși înainte de pandemie și pandemia a blocat derularea acestor cursuri? Abia acum le reluați? Sau ați început înscrierile acum, după intrarea în starea de alertă? Când am intrat în starea de alertă, am început să vină persoane să se înscrie pentru o grupă de infirmiere. Cealaltă grupă de infirmiere și toate celelalte cursuri le aveam dinainte de pandemie înscriși și acum va trebui să recupereze aceste 3 luni de zile. Se va amâna, că nu avem cum să spunem că nu s-a făcut practică, nu am avut cum să facem nici parte de teorie. Am contactat o firmă pentru a putea ține cursurile online și este foarte ușor pentru noi așa, pentru că sunt persoane foarte multe din alte localități, nu neapărat din Călăraș, și cărora le este greu, dar în schimb au telefoane performante, au tablete și putem să ținem cursurile de teorie online. În ultima săptămână ne-am amenajat noi la sediu o sală de demonstrații. Avem absolut tot ce ne trebuie pentru orice fel de curs. De la babysitter până la îngrijitor bătrân la domiciliu. Avem pat, avem 6 manechine de toate mărimile. Avem tot ce ne trebuie. În funcție de numărul solicitărilor, veți ține aceste cursuri pe toată perioada anului? De acum, dacă... De câte ori există solicitări și avem grupe mai mari de 10 persoane, da, ținem cursurile, pentru că nu ne permitem să spunem, să așteptăm neapărat 28. Știu că aveți și un cabinet psihologic. Avem și cabinetul psihologic, de care suntem foarte mândri. Ne-am dorit foarte mult să deschidem cabinetul acesta, pentru că chiar este în ajutorul persoanelor nevoiașe din orașul Călăraș. Pentru că este făcut în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraș, deocamdată activitatea se limitează la persoanele din Municipiul Călăraș.
I-am dat drumul, este dotat, așteaptă doar să vină autoritorii, persoane care nu își pot permite un psiholog și care fac dovada că au venituri mai mici de 500 de lei pe membru de familie, pot veni, se pot înscrie, să putem să facem... Psihologul de-abia așteaptă. Pot beneficia doar copii sau aveți și pentru adulți? Și copii și adulți, pentru că nu numai copiii au nevoie de psiholog. De obicei, problemele copiilor vin de la părinți. Și părinții, până nu-și rezolvă propriile probleme, nu prea au cum să funcționeze familiile cum trebuie. Ați spus că în perioada stării de urgență ați făcut cumpărăturile pentru persoanele peste 65 de ani. Au existat solicitări la nivelul municipiului? Da. Toată acțiunea asta de cumpărare de alimente, de medicamente pentru persoanele peste 65 de ani s-a făcut de inițiativa primăriei Călăraș. Ei a fost ideea lor și ne-au pus la dispoziție mașină și șofer pentru a putea duce la îndeplinire treaba asta, pentru că noi nu avem mașini, nu avem mijloc de transport nici pentru noi, apoi pentru a alerga prin oraș. Zilnic am avut solicitări, timp de 2 luni de zile sau o lună și jumătate. Cel puțin 3-4 persoane ne solicitau să facem cumpărăturile, medicamente, alimente de bază pentru oameni. Cumpărăturile le-am făcut din Kaufland, pentru că în prima zi am avut așa o mică problemă, ne-a cerut o doamnă 2 kg de cartofi și am cumpărat în prima piață care ne-a ieșit în față 2 kg de cartofi albi și ne-a zis că ia broia roz. Și n-am mai vrut să-i mai ia. Și atunci am zis, mergem în Kaufland, luăm ce găsim, pentru că acolo este cel mai mare magazin și... Și le găsiți pe toate la un loc. Găsim pe toate, se văd toate pe același bun, se pot sigila pomuțele și a fost foarte bine. Ai stat și persoane nemulțumite? Ați avut probleme? Ați întâmpinat probleme? Au fost și nemulțumiți, dar până la urmă sper că au înțeles că mașina primăriei trebuia să aprovizioneze numai persoane. Nu puteam să cumpărăm alimente și pentru animale de companie sau animale de gospodărie. Dar asta este. Nemulțumiți vor fi întotdeauna. Noi știm că ne-am străduit, că tot ce am făcut, am făcut cu drag și chiar ne-am zbătut să iasă tot de bun. Ați avut voluntari care să vă ajute? Cum v-ați descurcat cu personalul în perioada asta? Ați avut un volum foarte mare de muncă. Am muncit zilnic de la ora 8, chiar și până la 11 seara. Marele meu noroc a fost cu cei 6 sau 7 voluntari adulți pe care i-a recucerut și Călărași, care sunt mai copii. Am avut 2 fetițe de clasa 10-a care s-au ocupat de preluarea apelurilor telefonice și de înregistrarea comenzilor. Și voluntarii care au fost peste 18 ani și au dorit să ne ajute, ei au fost la cumpărături, au făcut pungi, au dus pungi, au distribuit alimente. Aceiași voluntari au fost în astea 2 luni de fiecare dată. Și le mulțumesc extraordinar de mult, că fără ei chiar era greu. Românii nu au putut să iasă la slujba noaptea de înviere. Știu că v-ați ocupat și ați dus lumină. Cum a fost noaptea de înviere? Cum ați simțit? Cum ați trăit? Sincer? Așa cum am spus tuturor, ne-am încărcat de energie pozitivă pentru încă un an de zile. Am fost norocoși că am putut să facem chestia asta. Am avut 40 de voluntari cu care am luat la picior tot orașul. Cu siguranță n-am putut să ajungem în toate zonele, pentru că este orașul mare, am avut doar 3 mașini și am încercat să mergem cât mai mult în zonele mai marginașe, pe centru să fie copiii pe jos. Dar a fost deosebit. Am avut o colaborare extraordinară, în principal cu poliția Călăraș, poliția municipiului Călăraș. Veneau mașini de poliție, ne opreau și ne spuneau: vedeți că pe strada Cutare, la colț, sunt 5-6 oameni și vă așteaptă cu lumină. Deci prima dată mi s-a strâns inima când am văzut că ne oprește poliția, dar știind că suntem nevinovați. Dar a fost deosebit. Striga lumea după noi: Crucea Roșie, ne dați și nouă lumină. Deci a fost deosebit. Și ca să nu mai spun că cel mai frumos moment a fost exact momentul când a ieșit cu lumină Părintele Protopop la Biserica Anastasia, Sfânta Anastasia. Eram 2 persoane pe scări și un sentiment extraordinar. Nu, de-abia aștept să treacă pandemia asta și să putem să ieșim cu toții din casă, să fie așa cum era. Că trebuie toată lumea să participe la astfel de momente. Este deosebit. Cum v-au primit oamenii în momentul în care le dădeați lumină? Erau toți foarte bucuroși. Clar,
că de moment ce ne așteptau, se adunau grupulețe de 5-6 persoane pe la colțuri sau treceam prin fața blocurilor și vedeau mașina cu crucea roșie pe ea, veneau Loganul și ne făceau cu mâna, ne opreau, strigau după noi, crucea roșie, ne dați lumină. A fost deosebit. Da. Oameni care așteptau să socializeze, ne țineau de vorbă, ne mai întrebau ce se mai întâmplă. E normal. Dar a fost tare frumos. Frumos. Emoționant. Da. Cum ați colaborat cu unitățile spitalicești și cu instituțiile din Călăraș? Le-ați donat și ce anume le-ați donat în această perioadă? Am colaborat foarte bine. În principal, donațiile au venit pentru spitalul suport COVID, cel de la Oltenița. Pentru toate unitățile spitalicești am dat măști, mănuși, apă, Coca-Cola. Apa și Coca-Cola au venit pentru spitalul din Călăraș, Pepsi, Granini și apă pentru spitalul din Oltenița și ce-am mai primit, dezinfectanți, detergenți, combinezoane, mănuși, măști, am împărțit frățește spitalul de la Oltenița, Călăraș și spitalul de pneumofiziologie de aici, din municipiu. Acum urmează să primim vineri 31 de tone de apă care e destinată celor trei spitale, trebuie să o împart frățește. Iarăși pentru spitalul de la Oltenița, cu direcție, clar, vine un aparat de ionizare și filtrare și purificare a aerului, donat de Fundația Prețuiește Viața. Am colaborat foarte bine. Ce să spun? Noi colaborăm oricum de ani de zile cu spitalele și nu cred că ar fi zis vreun manager de spital, nu vrem. Că e perioada în care toată lumea vrea să fie ajutată. Și mai ales la început, când nu se găseau măștile și mănușile, nu i-am avut. Adică Crucea Roșie ne-a dat nouă pentru noi stoc, ca să avem pentru voluntari și din astea am împărțit frățești. Am împărțit pentru cele trei spitale, am împărțit pentru ISU, pentru jandarmerie, cei care au fost în prima linie. Pentru ambulanță, am dat și la ambulanța Călăraș. Pentru direcțiile de asistență socială? Pe direcțiile de asistență socială am avut în principal alimente, pentru că ei lucrează, ei oricum aparțin de primărie și primesc mănuși, măști, chestii din astea. În schimb, am colaborat foarte bine pe partea de informare. Veneau foarte multe persoane care nu respectau nici izolare, nici statul în casă și veneau și întrebau de alimente. Au fost persoane care chiar aveau nevoie de ajutor. Și întrebam la direcția de asistență socială dacă sunt înscriși, cum sunt înscriși. Am colaborat extraordinar de bine cu direcția de asistență socială Călăraș, niște oameni deosebiți și care ne-au ajutat și cu transport și cu oameni. Și am dat alimente. Alimente produse de la Müller, donația de iaurturi și de budinci care au mers pe Călăraș și pe Oltenița, mezelurile care au mers Călăraș, Oltenița și Lehliu și în continuare o să dăm pe direcția de asistență socială, pe direcții, pentru că ei sunt extraordinar de bine organizați și au o bază de date foarte bine pusă la punct. Și oamenii au fost foarte de treabă și ne-am ajutat reciproc. Mergând pe teren zi de zi, a existat un moment, ați avut un moment teama că v-ați putea infecta sau nu ați avut timp să vă gândiți? Nu, ne-am impus să nu ne gândim. Am zis așa, toată lumea a spus că în prima linie ISU, ambulanță, spital. Eu consider că și voluntarii au fost în prima linie, pentru că și noi am intrat din casă în casă, am umblat în fiecare zi, am fost pe teren, deci nu există. Din prima zi noi chiar am fost aici. La noi și în ziua de Paște am livrat alimente, mâncare caldă pentru persoanele vârstnice, am dus medicamente, am avut pansamente de făcut pentru că am avut serviciul medical de îngrijire la domiciliu și am avut persoane care ne-au solicitat de scos gips, de făcut pansamente, injecții, o grămadă. Și a trebuit și în ziua de Paște să facem treaba asta. Norocul nostru a fost că avem asistenții noștri care sunt și voluntari. Voluntarii noi care sunt și asistenți și smurdiști și oamenii cu suflet care au venit să ne ajute. Am considerat că trebuie să-i ajutăm pe toți cei care ne-au ajutat.
de-a lungul timpului și pentru că instituțiile pe care le-am menționat mai devreme ne-au fost aproape, am încercat și noi să le fim aproape. Acum, pentru ISU, am avut o donație de 1500 de măști primite printr-o donație de la Raiffeisen, Banca Raiffeisen. Urmează să sosească, cred că astăzi sau mâine, un tunel de dezinfecție pentru ambulanța Călăraș. Tunelul, am înțeles că va merge la Lehliu, la punctul de la Lehliu. Tot cu banii, cumpărat tot cu banii de la Raiffeisen. Și nu ne oprim. Deci tot ce primim, noi dăm mai departe. Urmează să primim detergenți, iarăși, urmează să primim materiale de dezinfecție, care au mers, deja au mers pe spitale, acum vor merge și pe ISU, vor merge și pe ambulanță. Deci veți avea în continuare o oportunitate. Da. Am dat și la jandarmerie, pentru că ei sunt prietenii noștri, nu mai zic parteneri, eu deja îi consider prieteni. Oameni care i-am sunat la 5 după amiaza că a doua zi avem nevoie de ajutor să aducem alimente de la București și camionul de la jandarmerie a plecat de 2-3 ori în perioada asta cu oamenii și ai noștri și ai lor și ne-au ajutat, l-a încărcat, l-a descărcat. Oameni deosebiți. Cum să nu-i ajuți? Adică mi se pare normal, ei sunt pentru noi prieteni. Până la urmă toate au fost făcute pentru călărășeni, toți am trecut printr-o perioadă grea. Da, multă lume a spus că de ce dați numai la anumite instituții. Păi instituțiile astea sunt cei care ne protejează și ne ajută pe noi. Tot la noi se întorc toate aceste servicii. Au fost persoane care ne-au sunat și ne-au certat efectiv pentru faptul că nu dăm mănuși și măști, de ce nu punem în cutiile poștale. Nu avem atât de multe, dar există posibilitatea ca oamenii să-și cumpere. Îți cumpere mască și o speli. Asta este. Nici noi nu avem... A fost o perioadă în care... A existat o perioadă în care s-au la început, atunci, da. Aveam măști pe care le deveam cu spirțeala și a doua zi le puneam la loc. Asta este. Dar, cred că... Faptul ăsta că vrei să faci bine și vrei să-l faci și foarte bine pe binele ăsta, mi-a dat nouă curaj. Nu m-am gândit. Eu cel puțin am fost un pic răcită și nu m-am gândit nici măcar o secundă că ar putea să fie un COVID. O am pe mama acasă, pentru ea pot să spun mai mult, pentru ea și pentru nepot m-am protejat și am purtat mască și mănușă, dar nu mi-a fost frică.